Bun găsit la Dialog Social. Am revenit în comuna Baia de Fier. De această dată o să vorbim despre realizări, investițiile care sunt în derulare la momentul acesta, dar și obiective pe care le are primarul acestei localități, domnul Dumitru Turbăceanu, cu privire la comuna Baia de Fier. Bună ziua, bine ați venit la Baia de Fier. Bună ziua dumneavoastră, cât și telespectatorilor dumneavoastră. Bine v-am găsit. Așa cum spuneam, pentru început, pentru că este primul interviu pe care îl am cu dumneavoastră în acest an, vreau să ne spuneți dumneavoastră dacă sunt investiții pe care ați reușit să le finalizați în anul 2019 și cum ați încheiat situația din punct de vedere financiar anul trecut. Da. Referitor la investiții, anul trecut am finalizat 3 lucrări. Toate lucrările au fost pe investiții pe apă. În ce zone, în ce localități, în ce sate? Unul în zona Rânca și satul Cernădie, un proiect, și 2 proiecte aici în comuna Baia de Fier, în satul Baia de Fier. Cel de Rânca este un proiect început de foarte mult timp, prin 2007. Și anul trecut am reușit să-l finalizăm. Asta s-a văzut că a fost un proiect foarte, foarte bun, dar cu multe peripeții. Din cauza firmelor care au câștigat licitația, nu s-a putut finaliza lucrarea, a trebuit expertiză tehnică și așa mai departe. Și anul trecut am reușit să finalizăm această lucrare, să facem o lucrare, zic eu, bună. De asta, în această iarnă, nici la Rânca și nici în satul Cernădie nu au fost probleme cu apa. Cetățenii sunt mulțumiți, turiștii asemenea. Deci a fost o lucrare benefică și cu un rezultat pozitiv pentru zona noastră. Celelalte 2 proiecte, vorbim despre înlocuirea conductei de aducțiune de la captări până în zona Crivin, unde sunt bazinele de înmagazinare. Acesta a fost un proiect pe Programul Național de Dezvoltare Locală, pe PNDL, bani guvernamentali. De asemenea, celălalt proiect a fost un proiect la fel destul de mare, tot pe apă, care cuprinde și stație de clorinare, care urmează în scurt timp să o pornim, ca și Baia de Fier să aibă apă potabilă, cetățenii să beneficieze de apă potabilă, fiindcă, după cum știm, la ora actuală avem apă menajeră, distribuim către populație apă menajeră. Au fost proiecte bune, împreună cu echipa mea le-am dus la bun sfârșit, sunt vizibile și cetățenii beneficiază de aceste proiecte. În afară de această investiție, ați mai reușit să finalizați și alte investiții anul trecut? Am finalizat pe infrastructură rutieră un proiect din bugetul local de 20 de miliarde lei vechi în satul Cernădia. Deci cam acestea au fost proiectele finalizate în 2019, proiecte mari vorbind. Cum ați încheiat situația financiară la final de an? Financiar nu am avut probleme la Baia de Fier, am chivernisit banii cu grijă pentru a avea bani și de cofinanțări și de investiții. După cum v-am zis, am făcut investiții și din bugetul local. Deci pot să spun că a fost un an bun pentru localitatea Baia de Fier. Vă propun acum să discutăm despre investițiile care sunt la momentul acesta în derulare în localitate. Aș vrea să vă întreb pe partea de utilități publice și anume alimentarea cu apă, dacă au mai rămas zone în comuna Baia de Fier care la momentul acesta nu beneficiază de apă. Deci la ora actuală mai avem pe o străduță care deja lucrăm. Din bugetul local introducem rețea de apă.
Este vorba de o străduță cu 4 case. Au avut apă, dar din alte surse, dar începând de anul acesta vor beneficia de apă din rețea. Despre ce distanță este vorba? Deci acolo, în zona respectivă, este vorba de o distanță 300 de metri, 350 de metri. Bineînțeles, am mai avut lucrări din bugetul local pe apă, am introdus o coloană de apă pe o distanță de 1 km 150 de metri pe strada Rovinei. Urmează să în continuare să lucreze, fiindcă ne permite timpul, vremea, cum vedeți, e soare, temperaturile sunt cu plus. Pe două străzi, ambele însumând undeva la 700-800 de metri. Acolo înlocuim conducta, conducta fiind foarte veche, se sparge și am hotărât să o înlocuim. În ce stadiu sunt acum lucrările? Sunt în execuție? Cât s-a realizat în proporție? Două s-au finalizat, iar două zilele acestea, cred că de astăzi, se încep lucrările și la cele două străzi. Când estimați dumneavoastră că vor fi finalizate lucrările? De repede, cred că într-o săptămână se vor finaliza, maxim 10 zile. Suntem cam pe final cu lucrările referitoare la această parte cu apă. Nu mai avem. Deci toți locuitorii beneficiază de apă. Stați bine, pe partea de alimentare cu apă în comuna Baia de Fier e o situație destul de bună. Chiar acum stăm bine comparativ cu anii trecuți, fiindcă am investit foarte, foarte mulți bani în alimentarea cu apă, construim și bazine noi în zonele mai înalte ale localității unde nu ajungea apa, de exemplu, cum este dealul Oltețului sau Rățăi, zona Rățăi, unde acolo de câțiva ani de zile oamenii beneficiază de apă. Era zone care aveau poate 3 luni de zile pe an apă, în rest nu. Cu privire la sistemul de canalizare, care este situația în... La canalizare suntem puțin deficitari, deoarece pe proiectul care îl avem în derulare, firma care a avut licitația câștigată a intrat în faliment și execuția fiind undeva la 50%. Acum am făcut expertiză tehnică, urmează să scoatem la licitație restul de executat, sperăm să vină o firmă competentă care să finalizeze lucrările. E păcat, ne-a lăsat câteva străzi sparte, cetățenii sunt nemulțumiți și pe bună dreptate, dar sperăm că în câteva luni de zile se vor remedia și aceste probleme mari pentru comunitatea noastră, de ce să nu recunosc? Încă ăsta este adevărul. Dar sperăm să câștige licitația o firmă serioasă, să ducă lucrările la bun sfârșit, ca și cetățenii din zonele pe unde este prevăzută canalizarea să beneficieze de canalizare. Proiectul este implementat în toată localitatea sau doar în anumite sate? Nu, este implementată doar în satul Baia de Fier, pe o distanță de 9,5 km. Până la sfârșitul lunii ianuarie, credeți că veți scoate din nou la licitație lucrările? Nu, fiindcă timpul este scurt, este vorba de 5 zile. Nu, cred că o să dureze undeva la 15-20 de zile. Cam 20 de zile, cred. Când sperați dumneavoastră, cu tot cu licitații și ne luând în calcul contestațiile, să înceapă lucrările? Ne luând în calcul contestațiile, cred că cel târziu la 1 aprilie, pardon, vor începe lucrările. La ce valoare se ridică investiția și câți beneficiari? Restul de executat mai este undeva în jur de 40 ceva de miliarde lei vechi, jumătate din lucrare. Lucrarea a fost undeva la 90. Iar beneficiari sunt undeva la în jur de 1000 de familii. Pe partea de infrastructură rutieră, ați spus la începutul emisiunii că ați făcut investiții pe care ați reușit să le finalizați anul trecut pe anumite tronsoane de drum. Referitor la acest lucru, mai sunt drumuri comunale, sătești, ulițe care au rămas neasfaltate în localitate?
Da. Care sunt aceste? Mai avem, sunt foarte multe. Mai avem un număr de multe străzi, oricum sumând undeva la 13-14 km. Am depus un proiect, am fost și eligibil la acest proiect prin fondul de dezvoltare, care actualul guvern l-a tăiat. Am fost prins în ordonanța de guvern cu o valoare de 165 de miliarde lei vechi. Speram că vom finaliza asfaltarea tuturor drumurilor din localitate, dar din păcate s-a stopat. O să caut alte surse de finanțare. Dacă nu vom găsi surse de finanțare pe fonduri, vom face din buget local în fiecare an câte o stradă, câte două, câte trei, în funcție de bugetul pe care o să-l avem. Mai avem în derulare un proiect pe drumuri, pe infrastructură, un proiect pe fonduri europene, asfaltarea 5,5 km, care la fel avem probleme cu constructorul. În cele trei tronsoane pe care le are acest proiect, doar unul s-a reușit să se asfalteze, mai sunt încă două. În ce zonă? În satul Baia de Fier. Zona centru Peștera Muierilor. Și în zona Cernădie avem strada Bolovani. Și avem încă o stradă, un kilometru jumătate, pe baltă, cum îi spunem noi. Acel drum face legătura între Baia de Fier și satul Poienari. Fiindcă acest proiect, fiind pe fonduri europene, a trebuit să îndeplinim anumite criterii pentru a atinge punctajul maxim, să putem câștiga acest proiect. Unul din ele fiind ca drumul să plece dintr-un drum național și nu am avut decât acest drum care putem asfalta din drum național. E zonă, într-adevăr, unde nu sunt case, dar prin asfaltarea acestui drum și modernizare, prețul terenului a crescut destul de mult. Alt criteriu a fost să atingă un punct turistic. Și de asta am asfaltat drumul din centru până la Peștera Mâinilor, pe dincolo de râu. Iar jumătate din zonă este nelocuită, dar sunt terenuri, acolo este apă, este asfalt, urmează pe viitor, vedem cum vom reuși, ce fonduri vom accesa să introducem și energie electrică, la fel și în zona de sud a comunei, pe strada din zona baltă. Astfel, cu timpul, zona noastră se extinde. Construcțiile, oamenii construiesc, sunt oameni harnici. O parte din ei sunt plecați în străinătate, dar vin tot acasă, investesc, își fac locuințe, pensiuni. Deci pot să spun că localitatea Baia de Fier este pe un drum bun. Avem plusuri, avem turiști din ce în ce mai mulți, mai ales de când am reușit să facem Baia de Fier localitate turistică de interes local. Am putut să accesăm și fonduri europene pe acest lucru, de când am făcut localitatea Baia de Fier, localitatea turistică. Lucrurile merg spre bine. Într-adevăr, stăm prost la infrastructura rutieră, v-am zis. Localitatea noastră are undeva aproape 80 de kilometri de drum, cu rânca cu tot vorbind. Este o localitate destul de mare, cu foarte multe străzi, străduțe și așa mai departe. Toată lumea își dorește să mai meargă prin praf, să meargă pe asfalt, le dau dreptate, așa e, dar din păcate fondurile au fost limitate. Și s-a blocat la fonduri de dezvoltare și investiții, acolo unde, unde s-a mai primit finanțarea pentru proiectul care includea modernizarea, asfaltarea tuturor drumurilor care au rămas în acest stadiu. Încercăm anul acesta să mai asfaltăm încă două, trei străzi, încet, încet. Referitor la proiectul care este finanțat din fonduri europene și la care a rămas un singur tronson finalizat și două nefinalizate, aici, voiam să vă întreb. Aici, exact, aici iarăși este o problemă din cauza constructorului care a părăsit lucrarea. Da. Acum,
lucrăm la expertiza tehnică, fiind pe fonduri europene obligatorie, expertiza tehnică, expertiza financiară și apoi vom scoate din nou restul de executat la licitație. Exact, asta voiam să vă întreb, pentru că ne-ați spus că ați avut probleme cu constructorul. Când veți scoate la licitație lucrările pentru cele două tronsoane? Cred că începutul lunii aprilie vom începe lucrările. La licitație se va scoate mult mai repede. Pe partea de iluminat public aveți pus la punct? Pe iluminat public este oarecum, dar nu este eficientizat prin montarea de lămpi cu LED. Avem deja oferte de la două firme pentru montarea 800 de lămpi. 800 de lămpi înseamnă undeva cam 60% din localitate, 60-70% maxim din localitate. Suntem în discuții, după ce vom face bugetul, vom aproba bugetul, o să vedem cu care firmă vom, bineînțeles, care vor avea prețul cel mai mic, calitatea lămpilor va fi bună, vedem pe ce perioadă avem mentenanță și garanția pentru lămpi. Și vom reuși anul acesta să modernizăm și să eficientizăm și sistemul de iluminat public. Este vorba de lămpi pe bază de LED? Da, lămpi pe bază de LED, da. Care dau o lumină mult mai puternică și consumul este mai scăzut, astfel să plătim mai puțin la energia electrică. Ați făcut un calcul cu aceste lămpi pe bază de LED-uri? Cu cât ați economisit facturile la curent? Am economisit aproape la jumătate. Plus de asta, nu mai vorbim de că nu vom mai avea probleme toată ziua să mergem să schimbăm la becuri. Electricianul de la primărie care îl avem în fiecare zi aproape merge să înlocuiască becurile arse. Înțeleg că pentru acest proiect se studiază ofertele pentru a da lucrările în execuție. Ați spus mai devreme de bugetul local pe care, din câte am înțeles, nu l-ați făcut, da? Și lucrați la el, încă n-a avut loc ședința pentru aprobarea bugetului pe anul acesta. Referitor la bani și bugetul local, ați primit bani de la finanțe, de la Consiliul Județean? Dacă sunteți mulțumit, ce sumă ați solicitat, pentru ce? Mulțumit, știți cum e. Niciodată nu suntem mulțumiți, fiindcă ne dorim să construim și să facem cât mai multe. Este adevărat. Ce sumă ați solicitat dumneavoastră și pentru ce la Consiliul Județean? Am solicitat mulți bani, dar am primit undeva cam la 20%, 17%. Dar nu ne plângem, sper să ne descurcăm și anul acesta, cum am descurcat anul trecut. Mă gândesc că vor mai veni rectificări bugetare, vor să fie pe plus și să dea Domnul să fie bine pentru toată lumea. Ca să putem face ceva pentru nu numai eu, cât și toți primarii din țară își doresc acest lucru, să aducă un plus comunității și știm foarte bine, fără bani nu se poate face absolut nimic. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum va arăta situația financiară, având în vedere noul guvern anul acesta, comparativ cu anul trecut? O să fie puțin mai complicat, deoarece sunt ceva probleme și la finanțarea pe persoanele cu handicap. La infrastructură ne-ar trebui ceva bani mai mulți, cel puțin eu vorbesc din punctul meu de vedere. Da? Pe funcționare ne descurcăm, pe salarizare la fel, nu cred că vor fi mari probleme. Cred că nu o să mai putem investi din bugetul local cât am investit anul trecut în localitate. De ce spuneți asta? Păi sunt bani mai puțini de la stat. Da. Dar eu sunt încrezător. Referitor la investițiile care sunt la momentul acesta în derulare, în afară de cele amintite anterior, mai sunt și altele în lucru? Da. Avem pe PNDL dispensarul uman, care este un dispensar, se ridică la valoare de
42 de miliarde lei vechi. Construcție nouă sau reabilitare? Construcție nouă, cu dotări, cu două apartamente pentru medici, farmacie, absolut tot ce trebuie. Doar medicii să intre în cabinet să-și facă datoria față de pacienți. Care este stadiul la momentul acesta al lucrărilor? Lucrarea undeva la 50% executată, peste 50, este ridicată, acoperită, se lucrează la interioare. Constructorul spune că la sfârșitul lunii mai, cel târziu, lucrarea va fi finalizată. Cel târziu, la sfârșitul lunii mai. Avem de asemenea un alt proiect în derulare, acesta pe fonduri europene, pe AFIR, pe PNDR, în satul Cernădia, Căminul Cultural, care la fel este un proiect destul de frumos, este executat la fel cam 50-60%, se lucrează și acolo, la interioare. Sunt și persoane care spun că de ce trebuia reabilitat? Păi trebuia reabilitat, era o clădire destul de frumoasă, impunătoare, clădirea fostei primării, Cernădia, pentru că pe vremuri a fost comuna Cernădia, nu comuna Baia de Fier. Era sat Baia de Fier. Și era păcat, fiind lângă școala acolo, o clădire destul de frumoasă și arhitectural vorbind, fiind pe fonduri europene s-a putut accesa, de ce să nu accesăm? Omul de rând nu știe, toată lumea își dorește asfalt, toată lumea își dorește, eu știu ce își mai dorește, că de ce am accesat, apropo de avem un proiect de aproape 5 milioane de euro, care avem semnată finanțarea, care cuprinde piste de bicicletă, trotuare, anfiteatru, un parc dendrologic. Iarăși mulți, că cine trebuia nouă piste de bicicletă sau parc dendrologic sau eu știu ce mai... Păi fraților, dacă... Dumneavoastră mergeți pe principiu decât să nu prindeți nimic unde nu se poate, mai bine să prindeți unde se poate. De ce să nu accesezi dacă poți și nu te costă, e pe fonduri europene? De ce să nu o faci? Ce a fost pe drumuri? Am accesat și pe drumuri. Sau pe alte domenii de activitate. Dar mulți nu înțeleg lucrul acesta. Așa stau lucrurile. Și eu mi-aș dori să apară acum o măsură pe fonduri europene să asfaltez toată comuna. Aș accesa în prima secundă. Sau eu știu, să... Orice. Referitor la reabilitarea căminului cultural din satul Cernădie, ce lucrări mai sunt de executat? Când estimați dumneavoastră că vor fi finalizate lucrările și dacă ne puteți spune care este valoarea investiției? Da, valoarea investiției este 17 miliarde lei vechi. La interior se lucrează cel mai mult, s-a făcut și izolația exterioară și apoi dotările. Sala de spectacol, deci e dotat de la A la Z. Ne-ați spus de un proiect nou care vizează piste pentru bicicliști, trotuare și multe altele. Ați primit finanțarea pentru acest proiect? Da, este... Am semnat contractul de finanțare deja. Este un proiect de aproape 5 milioane de euro pe programul operațional regional, pe fonduri europene. Este cel mai mare proiect pe care l-a accesat Baia de Fier până acum și zic eu că este un proiect benefic. Fiindcă orice plus, orice lucru construit în localitate aduce un plus localității. Turiștii când vin aici în zona noastră, fiind localitate turistică, vin la Peștera Mâielor, vin la Mănăstirea Polovraș, Peștera Polovraș, zona Rânca, trebuie să vadă un plus din an în an. Că vine anul acesta, vede ceva, vizitează, stă la o pensiune, vine și anul viitor la fel, același lucru, nu găsește nimic în plus. Al treilea an poate nu mai vine. Deci toate aceste proiecte le facem pentru promovarea zonei și nu numai pentru turiști, că și pentru localnicii din Baia de Fier. Acest proiect cuprinde un parc dendrologic de 2 hectare și 2 hectare, da? Un parc de joacă pentru asta, să le spunem și telespectatorilor de acasă. Parc cu arbori, pentru alei, pentru ca să se plimbe, cu bănci de odihnă,
O să vină o zonă cu aparate de fitness în aer liber, un parc de joacă pentru copii, un amfiteatru destul de mare, piste de bicicletă, am spus, trotuare, spații verzi, o pistă pentru bikeri, pe tot traseul de pistă de bicicletă va fi internet, camere de luat vederi. Este un proiect destul de frumos și benefic în același timp pentru zona noastră. Referitor la piste, pe ce distanță se vor întinde cele... 7,5 km de pistă de bicicletă, 7,5 km de alei. Când estimați dumneavoastră că vor începe lucrările la acest proiect destul de amplu, care cuprinde foarte multe componente? În vara aceasta. Iar ca termen de finalizare? Are 3 ani de zile. Termen de finalizare, pe construcții vorbind. Dar acest proiect se întinde pe o perioadă de 5 ani, deoarece cuprinde și activități de promovare a zonei, spectacole și așa mai departe, conferințe. Ați adus în discuție partea de turism, aș vrea să vă întreb dacă, din punctul dumneavoastră de vedere, având în vedere că aveți atât de multe obiective turistice, dar și o parte din stațiunea Rânca, considerați că este suficient de mult promovat turismul pentru aceste obiective turistice? De către dumneavoastră. Asta încercăm să facem. De fiecare dată, prin toate activitățile care se întreprind și toate festivalurile din zonă, și prin asta ne dorim să atragem turiștii cât mai mult în zona noastră. Fiindcă avem, pe lângă festivalul Moto, care a avut 3 ediții și a fost un festival de succes, au venit foarte, foarte mulți turiști în zonă. De asemenea, avem festivalul Coborâtorilor de la Munte. Și prin acest proiect ne dorim să promovăm cât mai mult zona noastră pentru a fi cunoscută nu numai în țară, cât și peste hotare. Credeți că se poate? E adevărat, ați făcut demersuri, eforturi să dezvoltați turismul în localitate. Credeți că se poate și mai mult? Și dacă da, ce vă împiedică să faceți lucrurile acestea? Da, se poate. Nu ne împiedică nimic. Deci, investițiile... țin de bani și atunci banii... Exact. Aici este o problemă, în primul rând, într-o zonă turistică trebuie să ai infrastructură. În primul rând. Investiții care sunt blocate de surse. În rest, n-ar fi o problemă, dar cu drumurile este o problemă majoră. Avem în Rânca, am uitat... Să amintesc că în primăvară se va începe asfaltarea drumurilor din Rânca, pe zona Baia de Fier. Deja licitația s-a ținut. Cum se ia zăpada, vor începe lucrările de asfaltare. Despre ce distanță este vorba? În jur de 7 km. Și se vor finaliza anul acesta? Da, avem termen de finalizare în toamnă. Pe final, vă rog să ne spuneți ce v-ați mai dorit să faceți pentru localitate, ca și investiții? Care sunt, din punctul dumneavoastră, lipsurile la momentul acesta? Cum ați dori să arate în viziunea dumneavoastră localitatea turistică Baia de Fier, cu un potențial atât de mare din punct de vedere turistic? Mi-aș dori și îmi doresc să fie o comunitate vie, vie vorbind prin activități, prin felul cum arată localitatea. Deci îmi doresc foarte, foarte mult, în primul rând, problema infrastructurii să o rezolv, că este de un real folos și necesară. De asemenea, promovarea zonei, o putem promova. Îmi doresc să facem cât mai cunoscută zona noastră și prin, am uitat să amintesc și târgul de promovare al mâncării tradiționale și al portului de ziua de Moș Nicolae, care anul acesta am fost la cea de-a doua ediție, chiar din an în an. Care am fost și noi și am transmis evenimentul. Da, știți foarte bine, ați fost, da. Ne dorim să facem cât mai multe evenimente ca să aducem în zonă turiști și
ei mai departe să ducă vorba. Da, domnule, am fost la Baia de Fier, e frumos. Oamenii sunt ospitalieri. Străzile sunt asfaltate, este apă, este canal. Deci, aceste lucruri îmi doresc să le fac pentru comunitatea Baia de Fier. De asemenea, ne dorim și crearea de locuri de muncă. Într-adevăr, prin acest proiect se vor mai crea niște locuri de muncă, fiindcă și acel parc trebuie întreținut și așa mai departe. Mi-aș dori o fabricuță. Construirea, sunt în discuții cu o societate, să vedem, poate reușim să construim o fabricuță, să mai creăm câteva locuri de muncă. De asemenea, îmi doresc să achiziționez la primărie o vitanje anul acesta. La fel, sunt în discuții să o primim, să fie donată de către cineva. Sunt multe lucruri, sunt foarte, foarte multe lucruri de făcut, dar din păcate nu le putem face repede și nu se pot face fără bani. Situația financiară știm foarte bine cum stă la nivel de țară și automat se reflectă și în bugetul nostru al primăriei și în buzunarul cetățenilor și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și vă doresc succes în toate demersurile pe care le-ați făcut. Mulțumesc mult și vă așteptăm cu drag la Baia de Fier. Doamnelor, domnilor, ediția de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Pe data viitoare!